frumoasă ești tu. Și niciodată nu. La școală, dacă strigi la un copil, la țiganule, deja l-ai discriminat. Profesorul spune, dar ce discriminează dacă el este țigan? Și eu spus, l-a numit, l-a opălit, l-a și eu făcut. Dar de ce nu-i spui pe nume? De ce eu la tine nu strig, moldovanule? Dacă eu strig așa, voi toți ați voi uitați la mine. Fiecare om are nume și noi trebuie să ne numim pe nume. Acolo o să fie un seminar de la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă. O să vină și o să vorbească despre măsurile pozitive și ține de voi tineri. Hai, mă numesc Silvia Ferraro, sunt din Comuna Cărpineni și activez în calitate de mediator comunitar. Mediatorul comunitar este persoană de etnie romă care facilitează accesul persoanelor de etnie romă la instituțiile statului. Mai simplu ar fi atunci când o persoană se adresează, să spunem, de exemplu, în cadrul primăriei, da? După un certificat. Mulți romi nu cunosc să scrie sau să citească. Vreau să spun că multe ori la spital au multe probleme, avem multe probleme, ne ciocnim cu diferite probleme, se duce la ușă, la cabinet, la spital, o persoană de etnie rom, într-o stare gravă, și bate la ușă și dacă ești rom și ești obraznic și nu poți să aștepți. Și, dar într-adevăr, care necesita o intervenție chirurgicală, trebuie să treacă niște aparate la spital, la Chișinău, și era o urgență. Într-adevăr, nu puteau aștepta. Și a fost telefonată doamna Silvia, a intervenit dumneai și a fost primit persoanele celea. Și vreau să spun că cred că are acces la să deschid mai multe uși când este un lucrător a primăriei, deține o funcție mai înaltă, este diferită de o persoană simplă, este văzută altfel, cu alți ochi, atunci când bați la o ușă. Într-adevăr, se deschid mai multe uși ca nouă, la oamenii simpli. Cred că ar fi bine, fiecare o calitate să aibă mediatorul lor comunitar și ar fi dorit să fie anume de etnie romă. Că la persoanele de etnie romă, fiecare rom vine cu durerea sa și se destăinuie, să deschide mai bine. De la Hâncești? Da, Hâncești. Ți-au propus de lucru? Nu. Dar dacă ți-au propus, te-ai dus undeva, ți-ai refuzat? Da, ei nu au spus. Nu ți-au propus. Ei n-au dreptul să te scoată de la birjă. Gândiți-te noi, că dacă era eu, ce am la locul de niște destul. Activitatea mea oficială mi-am început-o din anul 2014. Prima activitate pe care am făcut-o voluntariat a fost că am plantat 20 trandafiri în parcul memorial din centrul satului. Am mobilizat în jur de 20 de persoane romi, am făcut curat. Chiar și comunitatea trecea și făcea poze și nu vinea a crede. Uite, romii fac curat, plantează flori, asta ceva, prima dată, ei se implice să fac ceva. Nu am avut parte de discriminare la angajare. Atunci când s-a aprobat la Consiliu regulamentul cadru, consilierii spuneau, noi nu vrem țigani în primărie. Așa cu vocitare. Da, atunci am avut o decepție foarte mare, am plâns foarte mult, am mers acasă și nu știam deja ce să fac. Uite cât am făcut eu, că am încercat în 32 ani de voluntariat să mă implic să facă, să schimb gândirea asta oamenilor, că noi nu vrem să furăm, să amăjim sau să facem ceva pentru satul ăsta. Eu mai jos țigane, cum mă conduc și la primărie să mai lucrez. Și a fost ceva... Da, și asta o spun de fiecare dată când vorbesc cu cineva, ca să încurajez romii să nu se dezamăgească dintr-o lovitură de asta. Trebuie să fii puternic să demonstreze că da, tu poți face multe. Acum majoritatea deja are încredere în mine, sunt stimată față de oameni și eu arăt respect față de ei și lucrurile se schimbă. De când am început eu să lucrez în 2014, nici un copil nu a abandonat școala. Comunitățile de romi nu au avut modele și exemple pozitive. Persoane care să-i motiveze. Prin faptul că a apărut cineva care le ajută și iau un să apeleze, ei au văzut cât e de important că copiii lor să aibă studii. De exemplu, avem localitatea satul Cănie, comuna Cănie, raionul Cantemir. De multe ori apelează la mine, mă telefonează atunci când au o problemă pentru a-i ajuta. Împreună cu primarul localității am depus un demers la agenție de relații interetnice și am depus un demers la agenție pentru a solicita
instituirea funcției și a transmite bani în bugetul primăriei din Cania. Cania nu este în localitățile compact populate mixe de rom, conform cartografierii. Localitatea asta nu se regăsește prin localitățile și ele în grășime de atorul, dar noi deja am făcut un pas, am făcut lista nominală a romilor. Avem aproape 153 de romi aici, în Cania și Iepureni. Iepureni, satul vechi, da. Cania. Primăria a făcut un pas foarte deschis. A făcut un pas, a făcut un demers, de fapt eu l-am ajutat, am scris demersul. El a făcut oficial un demers la Agenția de Relații Interetnice, unde a solicitat ca în localitatea Cania să fie instituit funcția de mediator comunitar. Să este generații tânără, deșteaptă, capabili, pot ca să însușească ceva, un lucru foarte bun, ca să deschidă ceva, o afacere, ceva. Nu au cu cine și unde să adresa, cu cine să sfătuină. Dar ne trebuie în primărie un mediator să lucreze, ca când avem ceva, o întrebare oarecare, noi ne-am dus, ne-am adresat la dânsul în primărie, să-i dea un cabinet. N-avem cu cine. Cine ne consulta, n-avem cu cine ne... să ne îndrumeze, să, ce să facem, cu cine, să generația asta tânără, să o îngrămădească, să aibă cu ce să ocupa tinerii. Să aibă cu ce să ocupa. Nu mă duc la nimic, că nu am la cine să mă duc. Nu am la cine să mă adresez, să mă ajut cu problemele mele, nu am la cine. Și la nimeni nu mă duc. Am descurcat așa încet. Omul este de așa și apoi chiar vita. Chiar spun, chiar spun cum vrei că ei trebuie să lupte cu emoțiile lor interioare. Foarte mult. Atunci când tu ești discriminat și simți că ești numit, tu nu te lăsa, nu te stupa din drumul tău. Noi trebuie să luptăm, să luptăm cu noi înșine, ca să ajungem acolo, să avem un scop, o viziune. Da? În viața noastră. Tu ți-ai pus acolo că eu trebuie să devin, de exemplu, să fiu profesor, sau eu trebuie să fiu director, eu trebuie să vreau să fiu primar. De ce nu? Eu vreau să fiu deputat. Vreau să fiu ministru. De ce romii nu pot? Dacă ai visul ăsta, așa ai dorința, chiar dacă ești rom, de ce trebuie să te împiedici să faci lucrul ăsta? Trebuie să ai dorința, dar fără educație nu putem nimic.